Pasiunea pentru gimnastică se moștenește de la mamă la fică și obligatoriu rămâne în familie. Este cazul Cameliei Voinea, vicecampioana olimpică de la Seul cu echipa națională. În prezent, antrenoarea cărei fetiță de 13 ani vrea să-i calce pe urme. Cu toate că mama ei a fost total împotrivă, copila vrea să-și urmeze visul. Nu o vedeam în niciun caz în gimnastică, sub nicio formă. Ea este cea care se vede. Chiar aseară am purtat o discuție așa, mai sub formă de glumă, că eu duc cel puțin două olimpiade. Un alt sport, dar să-l facă pur și simplu, nu neapărat de înaltă performanță, pur și simplu pentru ea, pentru o dezvoltare sănătoasă, pentru o aliură sportivă frumoasă. Camelia și-a dus pentru prima dată fetița într-o sală de gimnastică atunci când ea avea doar câteva luni. Mi-a plăcut foarte mult pentru că am văzut-o pe mama mea și m-am apucat și eu să ajung mai sus ca ea. Adică să mergi la mai mult de două olimpiade pe care să reși. Da, da. Sabrina este considerată una dintre cele mai bune gimnaste din România la categoriei de vârstă. Micuța muncește câte 6 ore și jumătate, 6 zile din 7, iar palmele ei sunt pline de bătături. Mai ai timp și pentru altceva? Da, în weekend, sâmbătă am antrenament, duminica, ies cu câinele, mă joc în parc. Sportiva o are ca antrenoare chiar pe mama ei, care este și idolul ei în gimnastică. Ea s-a acomodat foarte bine cu mine în sală, nu știu cât de greu îi vine sau ne completăm foarte bine una pe cealaltă. Cred că cu altcineva nici nu ar putea lucra la nivelul acesta, pentru că este undeva foarte sus la vârsta ei. Fosta vicecampioană olimpică de la Seul recunoaște că de multe ori a cerut Sabrinei să renunțe la gimnastică. Este foarte, foarte ambițioasă, știe ce vrea. Pur și simplu mă ascultă în tot ceea ce am avut în discuții, pentru că eu de N ori am vrut să o opresc și a spus nu, eu asta îmi doresc și asta vreau să fac. Sabrina povestește că mama ei și-ar fi dorit ca ea să practice un alt sport și nici de cum gimnastica. Îmi spunea să mă apuc de alt sport, de volei, de înot, de atletism, dar mie mi-a plăcut gimnastica. Sabrina Voinea a participat împreună cu echipa României la Cupa Elveției Under 13, acolo unde micuțele tricolore au urcat pe prima treaptă a podiumului, reușind să cucerească medaliile de aur.